Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi încercăm să aflăm ce ascunde Vaticanul despre Iisus Hristos. Biblioteca Sfântului Scaun este un adevărat depozit antic de putere și cunoaștere. Sub parcarea din Vatican există o bibliotecă cu o lungime de 52.000 de rafturi cu documente rare, unele datând din secolul al VIII-lea, iar numărul este de 10.000, dacă nu chiar 100.000. Nimeni nu știe cu siguranță câte sunt. Toate acestea reprezintă arhivele secrete ale Vaticanului. Conținutul este secret și atent protejat de ochii lumii exterioare. Nimeni, cu excepția curatorilor, nu poate intra în depozitele sale vaste, nici măcar proprietarul arhivei, papa însuși, nu poate fi admis acolo. Istoria omenirii a cunoscut multe exemple când cunoștințele mistice, artefacte rare și documente au fost exportate sub diverse pretexte pe teritoriul Vaticanului, unde până în ziua de astăzi sunt păstrate în ascunzătorile subterane. Sfântul Scaun este un monopolist al materialelor clasificate referitoare la originea și dezvoltarea omenirii. Ce secrete păstrează acest depozit antic de putere și cunoaștere? Fondată în 1612, Arhiva Secretă a Vaticanului are o varietate de documente și o profunzime incomensurabilă a cunoștințelor stocate în interior. Dar accesul la aceste documente este extrem de dificil de obținut. Până în 1881, atunci când primilor savanți catolici li s-a acordat acces la sala de lectură, nimeni nu a fost permis în arhivă. Dar pentru a ajunge la documente, este nevoie să obții o permisiune specială și nimeni nu va primi permisiunea de a vizualiza mulți kilometri de rafturi pentru a vedea ce este conținut acolo. 35.000 de documente au fost indexate în arhivă, dar aceasta este doar o parte din tot ceea ce are Vaticanul. Și dacă doriți să vedeți acești indici, trebuie să aveți permisiunea arhivei, obținută după o recomandare scrisă de la un academician renumit. Cu alte cuvinte, arhivele Vaticanului au control deplin asupra celor care intră în interior și asupra ceea ce pot vedea aceștia. În 2010, Vaticanul a publicat o carte cu exemple de documente pe care le stochează, incluzând o petiție din secolul al XVI-lea pentru anularea căsătoriei lui Henric al VIII-lea, dar și o scrisoare de la Abraham Lincoln și Thomas Jefferson, în care se solicita sprijin în războiul civil american. Cu toate acestea, notele valoroase sunt singurele dovezi a ceea ce este prezentat în arhivă, dacă folosim un astfel de cuvânt. Pur și simplu, nu avem o confirmare obiectivă a faptului că Vaticanul nu deține decât colecții de scrisori. Nivelul ridicat de secret în arhivă i-a determinat pe mulți teoreticieni ai conspirației să facă de-a lungul timpului puzzle-uri despre ceea ce este cu adevărat ascuns în interior. Cea mai populară teorie a fost exprimată în romanele lui Dan Brown, ideea că printre milioanele de pergamente așezate pe rafturile antice, există cele mai vechi înregistrări ale lui Iisus Hristos. În special, teoreticienii conspirației consideră că Sfântul Scaun păzește portrete care au fost create, după părerile moderne, în timpul vieții lui Iisus sau cel puțin la scurt timp după ce a murit. Conform conspiraționiștilor, Vaticanul ascunde aceste documente pentru a-și disemina imaginea înnobilată a lui Hristos și a ascunde cel mai controversat fapt despre Iisus, căsătoria sa cu Maria Magdalena și că au avut un copil. Potrivit cercetătorilor Michael Bygant, Richard Lee și Henry Lincoln, dacă Iisus ar avea cu adevărat copii, atunci urmașii săi vor continua sfânta linie de sânge, iar această genealogie va deveni ceea ce este acum cunoscut sub numele de Sfântul Graal. Astfel de relații umane cu Maria Magdalena ar putea distruge divinitatea lui Iisus în ochii oamenilor și prin aceasta ar putea submina autoritatea bisericii.
Dacă această teorie dezbătută fierbinte este adevărată, atunci Vaticanul se așează pe un secret potențial exploziv care ar putea distruge Biserica Romano-Catolică. Teoreticienii conspirației susțin însă că Vaticanul ascunde un secret și mai senzațional. Ufologii Chris Patman și Thomas Horn bănuiesc că Sfântul Scaun știe ceva despre existența formelor de viață extraterestră. Firește, când au început observațiile și rapoartele extraterestrilor din răpiri, a fost în interesul bisericii să respingă existența civilizațiilor extraterestre. Astfel, biserica, folosind resursele sale considerabile pentru a căuta dovezi ale extraterestrilor, pentru a le ascunde apoi, ascunzându-le adânc în arhivele sale secrete, poate fi implicată în căutării de extraterestri susținute de diverse guverne. Cu toate acestea, în 2008, Vaticanul a anunțat că viața extraterestră poate exista. În anul următor a avut loc o conferință la Vatican cu privire la modul în care să ne descurcăm cu viața extraterestră dacă luăm vreodată contact. Patham și Horn consideră că demisia neașteptată a Papei Benedict în 2013 s-a datorat presiunii din interiorul Vaticanului pentru a dezvălui secretele despre existența OZN-urilor pe care Papa le deține în arhive. De când a fost ales Papa Francisc, mulți catolici l-au bănuit de un program secret pentru a dezvălui unele dintre lucrurile ascunse în arhivele secrete ale Vaticanului. Dar adevărul simplu este că nu știm ce este în arhive. Documentele secrete pot avea fie o semnificație care să schimbe cu totul lumea, fie pot fi complet nevinovate, după cum susține Vaticanul. Muncitorii de la Arhiva Vaticanului notează că multe suspiciuni cu privire la arhivă provin dintr-o neînțelegere a numelui acesteia. În latină se numește Archivum Secretum Vaticanum, care a fost tradus direct ca Arhiva Secretă a Vaticanului. Dar în latină, secretum nu înseamnă secret în sensul modern al cuvântului. Înseamnă, de fapt, personal, deoarece arhivele sunt în mod oficial proprietatea personală a Papei. În special, arhiva este plină de corespondență personală între papi, precum acele scrisori de la Abraham Lincoln și Thomas Jefferson. Toate scrisorile papilor sunt disponibile până în 1939. După aceea, toate au ștampila top secret. Având în vedere că observațiile OZN au început numai în mod corespunzător în timpul celui de-al doilea război mondial, este posibil ca Vaticanul să aibă dovezi secrete ale vieții extraterestre, sau poate nu. Deocamdată putem lua în considerare doar cuvântul Vaticanului pentru asta. Oricine încearcă să efectueze chiar și o analiză superficială, dar independentă a istoriei moderne, nu poate decât să observe că istoria a fost rescrisă de nenumărate ori de niște forțe extrem de puternice, care nu numai că controlează cu atenție aspectul oricăror artefacte arheologice, dar sunt și capabile să ofere opinii autoritare ale academicienilor sub formă de manuale pentru școala de masă și articole științifice avansate. Cu toate acestea, dacă analiza nu mai este superficială, ci strict științifică, profundă, cercetătorul va ajunge la o concluzie și mai groaznică. Concluzia că povestea nu a fost rescrisă, ci a fost gândită, a fost creată exclusiv pe hârtie de la zero. Și una dintre cele mai puternice forțe implicate în această fraudă a fost și este încă Vaticanul. Mulți cred acum că odată primii oameni erau Pithecanthropus și Neandertalii. Au urcat în copaci până au învățat să meargă și abia atunci s-au transformat în oameni moderni. Cu toate acestea, faptele indică contrariul. Pentru a explica astfel de descoperiri, au fost inventate multe teorii, până la presupunerea că unii indieni au denaturat craniile copiilor înșiși pentru a se conforma canoanelor de frumusețe acceptate în trib. Cu toate acestea, academicienii nu explică, din anumite motive, de unde provin astfel de canoane.
Cu toate acestea, există o mulțime de cranii similare, ca să nu mai vorbim de scheletele uriașilor. În greutate echivalentă, greutatea lor totală este de multe tone. În același timp, dacă colectați din muzee tot ce a rămas din Australopithecus, exponatele se vor potrivi doar pe o singură masă. În cazul speciilor de tranziție, vorbim despre bucăți din 10 oase colectate în 10 puncte de pe planetă, pe baza cărora antropologii fac așa numita reconstrucție. Rafturile din arhivele Vaticanului au o lungime totală de 85 de kilometri. În fiecare cameră și pe fiecare raft, documentele sunt clasificate strict. De exemplu, crimele Inchiziției sunt amplasate într-o sală numită Sala Eretică, iar secretele împărătești din toate timpurile, cum ar fi moartea lui Marie Antoinette, sunt colectate în Sala Femeilor. Sfântul Scaun este deosebit de atent pentru a proteja informațiile care afectează istoria papalității. Timp de milenii, venirea pontifului la putere a fost însoțită de intrigi, vicii, lăcomie și chiar crime, despre care nu este obișnuit să vorbim. Mulți papi au folosit metode care erau de departe creștine pentru a-și atinge obiectivele. Între zidurile orașului stat sunt depozitate dovezi groaznice ale unei veniri ilegale la putere, când viața a sute de oameni nevinovați a fost distrusă. Se crede că manuscrisele străvechi colectate de Vatican pot arunca lumină asupra celor mai sfâșietoare și mai relevante procese de inchiziție sau pot clarifica adevăratele motive care au determinat organizarea cruciadelor sângeroase. În bolți secrete, în modul de acces limitat, se găsesc manuscrise originale ale oamenilor de știință și gânditorilor celebri. Vaticanul deține scrisori ale țarului rus care se plânge de sultanul Turciei, documente pe care semnătura Galilei este sub sentința Inchiziției și dovezi că Amadeus Mozart a primit ordinul papal al Pintenului de Aur. Adevărata senzație a fost descoperirea detaliilor procesului filozofului, poetului și călugărului dominican Giordano Bruno, a cărui moarte biserica i-a atribuit unul dintre cele mai triste episoade, deși până acum nu l-a reabilitat oficial. Manuscrisele care datează din primele secole ale creștinismului sunt considerate de neprețuit. Accesul la ele l-a avut în permanență un număr limitat de oameni, deși conțin date unice transmise umanității de la oameni care sunt familiarizați cu Iisus Hristos. Pentru a ascunde adevăratul sens al scripturilor față de toți, a fost luată o decizie în anul 325 la Conciliul de la Nicea. Investigarea misterelor Vaticanului de către profesorii din întreaga lume este resimțită constant de clerul catolic. Credincioșii de rând sunt obișnuiți cu interpretarea Sfintelor Scripturi și sunt obosiți de informațiile noi care pot zdruncina nu numai credința lor, dar pot transforma și faptele din trecut. Conform unei versiuni expuse în textele antice ale lui Ioan Evanghelistul, Domnul Dumnezeu a decis să înlăture din memoria oamenilor tot ce are legătură cu trecutul și a trimis gaz pe pământ, respirație în care o persoană a început viața de la zero, fără să știe despre durere, nenorociri și impactul demiurgului sau satana. Și numai Noe și familia sa s-au refugiat de acest lucru într-un templu strâns încovoiat și au devenit singurii care și-au amintit totul. Dintre documentele prezentate recent publicului larg, este prezentat un sul de pergament pe care există până la 80 de sigilii. Aceasta este o scrisoare de la Henric al VIII-lea către Papa Clement al VII-lea, în care monarhul a prezentat o cerere de divorț de la soția sa pentru căsătoria ulterioară cu Ana Boleyn. Hârtia opacă sugerează că, dacă petiția regelui nu este satisfăcută, clerul se va confrunta cu probleme grave. Procesul templierilor mistici, cavaleri, a fost ținut și el pe un sul de 60 de metri lungime, ceea ce indică faptul că 231 de mărturii au fost date împotriva templierilor în timpul întâlnirilor. În total, aproximativ 100 de documente rare
aruncă lumină asupra multor evenimente. Însă cercetătorii cred că acest lucru este echivalent cu ne înnecăm într-un ocean. Biblioteca Apostolică din Vatican a fost fondată în 1475 de Papa Sixtus al IV-lea. În prezent, depozitul de cărți conține peste 1,5 milioane de ediții, 150.000 de manuscrise, 300.000 de medalii, 8.300 de cărți tipărite și 100.000 de gravuri. Secretele tuturor timpurilor și popoarelor sunt scrise în evreiască, greacă, arabă, siriană antică și egipteană, latină și coptă în jurisprudență, literatură, istorie și filozofie, artă, muzică și arhitectură. Manuscrisele lui Leonardo da Vinci sunt și ele ascunse oamenilor în spatele a 7 sigilii, potrivit zvonurilor, iar publicarea lor va avea consecințe ireparabile, subminând prestigiul învățăturii bisericii. Cărțile misterioase ale toltecilor, indienii antici, sunt învăluite și ele în mituri și legende, iar singurul lucru care se știe este că aceste cărți există cu adevărat. Un număr foarte mare de ipoteze au fost prezentate cu privire la conținutul lor, inclusiv faptul că există informații fiabile despre sosirea extraterestrilor pe Pământ în timpuri străvechi. Unii sunt siguri că cartea contelui Cagliostro poate fi atribuită comorilor din Vatican, în care descrie în detaliu o rețetă fantastică de întinerire, care amintește de tehnicile moderne hinduse, mulțumită cărora o persoană dobândește o a doua tinerețe și poate trăi pe deplin mai mult de 150 de ani. Cele mai interesante sunt profețiile biblice, gravate sub formă de hieroglife, pe tablete care conțin predicții despre soarta universului, inclusiv primul și al doilea război mondial, Armagedon, și planurile diavolului de a cufunda lumea în haos cu ajutorul epidemiilor, sexului promiscu, dependenței de droguri și alcool și declinului moral. Biblioteca Vaticanului atrage ca un magnet oameni de știință, istorici, bibliografi și specialiști din alte sectoare ale vieții. De ce nu dezvăluie adevărata origine a omenirii unii academicieni darwiniști și în mod special Vaticanul? Pentru că toate templele și bisericile sunt construite pe așa numitele obiecte păgâne, adică o altă fabricare a Vaticanului. De fapt, în timpul construcției a fost vorba doar de deghizarea resturilor civilizației antediluviene, care nu au fost acoperite cu nisip, adică au fost direct la suprafață și puteau ridica întrebări pentru noile generații. Mai mult, unele dintre clădirile antice ascunse, poate că încă sunt acolo. Sunt adevărate portaluri spațiale, ridicate fie de extraterestri care călătoresc departe în spațiu, fie de strămoșii de înaltă tehnologie ai oamenilor moderni. Este foarte posibil să fi fost o specie diferită, mult mai perfectă în ceea ce ne privește. Și acești vechi constructori, puternic dezvoltați, au trăit fără îndoială pe Pământ. Dacă publicul larg ar ști despre această civilizație anterioară, statul global nu ar avea controlul necesar asupra populației. Prin urmare, la început, interpreții Bibliei au intrat în poveste vorbind despre unii păgâni sălbatici și despre lumea primitivă înainte de potop. Mai aproape de secolul 20, când turma a devenit puțin mai înțeleaptă, rolul preoților a fost preluat de academicieni, care au spus totul cu alte cuvinte, dar în principiu absolut la fel. Din fericire, toate straturile de coajă care ascund adevărul sunt aruncate treptat. Și este foarte interesant pentru noi astăzi să observăm cum cercetătorii independenți curioși sapă mai multe dovezi ale marii civilizații antice. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Înainte de a-mi lua la revedere de la voi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă reamintesc să dați like și share dacă v-a plăcut acest documentar. Numai bine, prieteni, pe curând!